spectatori și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Reușita. În această seară avem un invitat surpriză și un invitat deosebit la emisiunea noastră. Este vorba de cel mai tânăr cetățean de onoare al municipiului Ploiești, multiplu medaliat la olimpiadele naționale și internaționale de informatică. Îl avem alături de noi pe Andrei Purice, căruia îi spunem bună seara și bun venit la emisiunea noastră. Bună seara și bine v-am găsit! În primul rând, trebuie să îți mulțumesc pentru faptul că înainte de a pleca la Cambridge, acolo unde ai fost de altfel și admis pentru a-ți continua studiile, ți-ai găsit puțin timp pentru a reuși să facem și noi această filmare. În momentul în care telespectatorii văd emisiunea, tu deja ești plecat, de mult plecat. Hai să o luăm puțin cu începutul și să vedem cum au fost primii tăi pași în școală și de unde această pasiune pentru informatică. Când ai simțit că ai chemare pentru acest domeniu? A fost chiar o chemare sau o simțire. La început eram cu matematica și asta în clasa a 4-a, a 5-a, când am intrat prima dată în Caragiale și îmi plăcea foarte mult să particip la concursul, la olimpiadele de matematică. Apoi, în clasa 6 mi-a plăcut și fizica, dar promisesem profesoarei de informatică că va urma să merg și la olimpiadă la... N-am vrut în clasa 5 să merg și am zis că în clasa 6, hai că să scap de gura doamne, am zis că bine, mă duc. Bine, nu pot să zic că am făcut cine știe ce, că nu știam mare lucru. Dar m-am calificat la națională, că m-am pregătit un pic înainte de județeană. La națională, ce acolo, m-am descurcat cât de cât, dar nu spectaculos. Mai apoi, în clasa 7-a, mi-a sugerat tata să mă axez pe o materie mai mult decât pe celelalte. Și mi-a zis, aleg între fizică, matematică sau informatică. Și am stat și m-am gândit. Matematica îmi plăcea cel mai mult, dar era cea mai mare concurență. Apoi, fizica nu-mi plăcea că se schimba de la an la an. Nu mi s-a schimbat ce profesor, nu aveam așa o atracție. Iar la informatică m-am gândit că a fost așa, o stea norocoasă și ce ar fi să încerc în continuare. Și apoi, în clasa 7-a, am lucrat destul de mult, dar cei nu neapărat rău. Am lucrat mult pe chestii de liceu și am lucrat în programe care nu aveam voie la națională. Iar la națională m-am dus acolo, nu mi-am dat seama. De fapt, nu că nu mi-am dat seama, nu, n-am conștientizat atunci pe moment că n-am voie cu ceea ce lucram. Și am luat 0 puncte. 0, ultimul, frumos. Atunci m-am supărat, am zis că nu mai gata, o las de tot, nu mai am nicio treabă. Bine, profesorii, colegii m-au susținut, mi-au zis, hai că mai încerci la anul și anul următor, după ce am mai lucrat un an de zile, dintre a 7-a până între a 8-a, bine, atunci cred că am lucrat cel mai mult, între a 8-a și între a 9-a lucrat. Cam mai au fost ani de lucru, restul au mers din inerție. Așa am ajuns în lotul național, am ajuns la Balcania de la informatică, unde am luat prima medalie. Câte ore studiai pe zi informatica? Acum, pentru că presupun că trebuia să ți acoperi, nu și celelalte materii. Fiind în clasa 8, dar trebuia doar să-mi învăț pentru admitere, adică tezele unice, matematică, română, geografie. În rest, profesorii ne lăsau mai mari. Și fiind și olimpic, îmi permiteam să... Bine, în principiu alocam la școală, să zicem, pe 2, 3, 4 ore, iar acasă vreo 8. Deci, practic, aveai o zi de muncă, nu? Erai angajat cu normă întreagă, în birou? Dar îmi făcea plăcere, adică mai puțin să, în prima lună, când nu pot să zic că o făceam din plăcere, după aia eu voiam să fac asta, nu îmi cerea nimeni, nu... Mai repede mă trimiteau pe afară decât să... Chiar am vrut să te întreb. Da, un an, adică după aia m-am mai relaxat, n-am mai fost. Nu aveai tentația de a te întâlni cu colegi, de a merge la un suc, la o prăjitură? Bine, fiind clasa... La un chef, poate. V-am spus, atunci fiind clasa 8-a, toată lumea și învăța pentru admiteri, pentru... și toți erau ocupați. Adică oricum n-aveam cu cine să ies sau... După aia, în clasa 9-a, m-am motivat foarte mult că s-a schimbat... Nu că s-a schimbat materia, am ajuns la liceu. Și se schimba concurența. Nu mai concurăm cu cei de gimnaziu, concurăm cu cei de liceu. Și a trebuit să trec chiar mai tare, dar... Concurența era mai puternică. Da, adică nu mai eram cu 5-8, eram cu 9-12. Și eu fiind clasa 9... Erai cel mai mic? Eram și foarte mic, așa, în comparație cu toți ceilalți care aveau ani de experiență în spate.
Dar m-am descurcat foarte bine, adică în clasa 9 m-am calificat al 7-lea în loc, ceea ce era nemaipomenit. Un lucru foarte, foarte frumos. Spuneai că ai obținut prima medalie. Ce ai simțit atunci când prima medalie ți s-a pus la gât? Atunci am simțit că trebuie să continui și că mi-am ales bine. N-ai regretat niciodată, nu că nu ai ales fizica și matematica? Nu. Nici acum? Nu. Dacă ar fi să dai timp înapoi? Dacă ar fi să dau timp înapoi, m-aș sfătui să fac ceea ce am și făcut. Care au fost, care sunt de fapt aturile tale în acest, în acest, în această disciplină? Aturi, în ce sens? Nu știu, perseverența, da, am avut o intuiția. Constanță foarte mare, o constanță de de rezultate. Am avut, în tot timpul am fost pe podiu. Singura și asta te-a motivat, cred, mai mult decât da, orice. Da, adică n-am fost, să zic, locul întâi mereu. Sau n-am fost niciodată locul întâi la unul din patru concursuri. Întotdeauna am fost pe locurile 2 și 3, întotdeauna se găsea cineva să mă bată, dar întotdeauna diferit. Adică cel mai mult am premiul de 4 ori la național, am premiul 2. În clasa 12, acum am luat premiul 2. Cum este în bucuria? În schimb, la concursuri internaționale întotdeauna, adică întotdeauna, în general am luat taur. Dar la noi, premiul 2. E ok. De ce? A contat faptul că, poate, nu știu, te-ai motivat mai puțin în țară decât în străinătate? Sau ceilalți au avut o ambiție mai mare de a te bate, știind că tu vii deja, au reluat cu... Nu, că s-au cam păstrat. Adică noi am pornit la drum în generația 2012 cam vreo 5-6 băieți și am cam terminat vreo 3. Dar în fiecare an, cel care dispărea era cel care lua primul întâi. Adică el nu mai apărea în anul următor, sunt... Ajungea la un vârf de formă după care... Da, sunt vreo 3 prieteni de-ai mei care au renunțat din clasa 10. Totuși, ai reușit să menții trează această atenție către informatic o perioadă lungă de timp. Nu te-ai plictisit, nu au apărut alte pasiuni. Cum ai făcut lucrul acesta? Păi, susținerea de unde a venit? Te-au încurajat profesorii, colegii, părinții? Nu, făcând un palmares și, v-am zis, totul a mers din inerție după ce am lucrat. Adică, cum vedeam o problemă, deja știam din instinct ce cere, ce... Nici nu mai citeam enunțuri la un moment dat. Adică am peste mii de probleme rezolvate și nu e ca la matematică un exercițiu de 5 minute. Stai vreo 2 ore pe problemă. Adică... Ce se întâmplă atunci când, nu știu, nu-ți iese o problemă de prima dată? Te macină lucrul ăsta? Totdeauna, adică niciodată nu m-am uitat în soluții, nu m-am uitat în rezolvări, nu-mi place, nu e stilul meu. Dacă nu-mi iese, o las, o fac altă dată. Deci până acum nu au rămas lucruri nerezolvate. Mai sunt lucruri nerezolvate. Am probleme de la internaționale care nici acum nu știu să le fac. Dar asta înseamnă că nu o să știu, o să rămân așa. Când o să aflu, o să-mi aduc aminte de ele și o să le rezolv. Așa cum spuneai, ce ai simțit atunci când ai luat prima medalie? Te-am mai întrebat odată și faptul că ai obținut atâtea medalii până acum, ce reprezintă pentru tine? Bine, m-am folosit mai mult de rezultate și de palmares ca să ajung la o facultate bună. Adică, pentru renume, ca să-mi asigur și un renume și în școală, și în... să fiu mai bine văzut de profesori, ca să n-am probleme la ore, la asta. Iar ca... de fiecare dată am emoții la concursuri și la premieri. La majoritatea rezultatele sunt păstrate secret până în momentul decernării premiilor. E un fel ca la Oscar, așa, nu? Da, adică tu îți știi doar punctaj, nu îți știi altceva. Sau, bine, există mai multe tipuri de rezultate. Fie se afișează doar punctaje de fără nume și tu ai trebui să cam știi în funcție de ce ai făcut să zici, cam ăla aș fi. Sau mai există varianta, îți afli doar punctajul tău, și apoi să începi să discuți cu alții, să vezi cam câți ar fi în fața ta, cam câți ar fi în spatele tău, dar fără să există un clasament general oficial. Care a fost cel mai greu concurs al tău de până acum? Cel mai greu concurs?
Bine. Cam toate cele internaționale sunt grele, adică greu nu e neapărat în funcție de problemele date, e în funcție de concurență. Adică la internațională, fiind din toate țările, polonezi, ruși, americani, chinezi, care sunt mult mai antrenați ca noi, adică ei fac un an de zile pregătire special cu lotul de patru. Noi ne selectăm în mai și trimitem în iunie. Adică e o diferență. Polonia, fiind cea mai bună țară și mai e și Croația foarte bună, la Central European unde participă ele, cam iau premiile. Așa că pot să zic că cel cioiul de anul ăsta ar fi fost cea mai grea, dar cel mai mult pot să zic că mi-a plăcut anul trecut la internațional în Thailanda. Adică și atmosfera de concurs foarte plăcută și lumea foarte... Bine, organizarea a fost nemaipomenită. Organizarea cred că a fost foarte bună peste tot, nu? Sau au fost și sincope din punctul acesta de vedere? Nu pe anul ăsta, în Ungaria, la Central Europeană, organizarea cam lăsat de dorit față de celelalte. Dar unde a mai fost în Siberia, în Muntenegru, totul a fost foarte plăcut. Câte țări ai vizitat până acum? Nu știu, niciodată nu am gândit. Rusia, Thailanda, Elveția, Ungaria, Muntenegru, Bulgaria de 3 ori. Bine, Bulgaria, vecinii noștri, organizează concursuri, ne cheamă totdeauna. Se fac și concursuri demonstrative sau, mă rog, de pregătire? De... Da, în Elveția a fost oficiale. Era tabela de pregătire a Elveției, timp de o săptămână, finalizându-se cu un concurs între țările invitate. Și am fost în echipa invitată din partea României. Eu aș vrea ca noi acum să finalizăm prima parte a emisiunii. Okay. Și ne gândim pentru partea a doua să începem cu ce ți-a plăcut ție cel mai mult de pe unde ai călătorit, pentru că ai enumerat câteva țări și acum dacă ar fi să dai timp înapoi să ne spui câteva amintiri de acolo. Deocamdată luăm o scurtă pauză pentru publicitate. Nu-ți este indiferent cum arată autoturismul tău, Spălătorii Auto Harold îți recomandă o strălucire impecabilă. Spălătorii Auto Harold vă asigură toată gama de operații specifice la standarde înalte. Spălătorii Auto Harold, prietenul autoturismului tău. Bună vecină, ce mă fac? M-au năpădit în Dacia. Tu nu faci nimic. Sună la Coral Impact 0244 51 7610 și sigur o să scap? Sigur, Coral Impact este numărul 1 în activitățile de dezinfecție și deratizare și cu siguranță că te vor rezolva. Și pe mine m-au scăpat de gândaci. Coral Impact Ploiești combate insectele de disconfort pentru dumneavoastră. Relații suplimentare la 0244 517610. Și internaționale de informatică și așa cum spuneam și la începutul primei părți, cel mai tânăr cetățean de onoare al municipiului Ploiești. Am rămas cu o promisiune către telespectatori
Să ne spui care au fost, așa, dacă ar fi să îți aduci tu aminte acum, cele mai frumoase clipe petrecute în deplasările oficiale, pentru că presupun că ai mai fost și în vacanțe și în concedii, poate cu părinții, mai puțin. Mai dar, mult al călătorii cu concursuri. Mai mult cu concursurile. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Nu știu, oameni, bine, mâncăruri, locuri? Să încep cu România. Cel mai mult în România, adică am fost cam peste tot, de la Constanța până la satul mare. Nu cred că am luat un județ în anii ăștia. Cel mai plăcut, pot să zic, e colectivul. Adică sunt 20-30 de oameni, lotul de informatică, suntem prieteni complet. Adică n-avem nicio restricție. Ne vedem, bine, ajungem să ne vedem chiar și de 3-4 ori pe lună, până de două dată diferit, o săptămână, 3 zile, 5 zile, dar ne știm ca și cum am fi colegi. Contează foarte mult pentru o echipă, nu? Și această simbioză. Da. Adică suntem uniți, suntem chiar dacă în timpul competiției suntem adversari convinși, așa suntem cei mai buni prieteni. Și chiar suntem. Adică ce mi se pare mie foarte trist e că majoritatea a plecat în America și în Anglia decât vă 2-3. De ce eu fi atras America mai mult? Nu i-a speriat distanța? Nu, din contră. Poate chiar de-aia voi să plece. Dar, bine, a fost ideea lui de la început. Toți au zis că voi să plece în America, doar eu, 2-3 și cu mine, Anglia. O să ne spui după aceea și cum ai ajuns în Anglia, sau mă rog, cum vei ajunge, pentru că așa cum spuneam telespectatorilor noștri, în momentul în care ei privesc emisiunea, tu deja te afli la studii la Cambridge. Hai să revenim la amintiri. Ne-ai spus în țară această unitatea grupului care contează foarte mult. Da, în străinătate ce îmi place cel mai mult sau asta fac întotdeauna, caut mâncăruri ciudate. Sau specifice zone, nu? Specifice zone. Bine, în Muntenegru, spre exemplu, am mâncat toate tipurile de pești care le-au pe acolo. Adică erau de la caracatițe până nu știu ce fel de pești dubioși, ne puneam un farfurii, mâncam pe toți. Apoi în Franța mâncam toate brânzeturile și cărnile crude care mi le serveau. Bine, peste tot, bine, în Elveție ne amintesc cum am picat, dar m-am picat cu schiul când am picat. Așa. În Thailanda mi-a plăcut cel mai mult, v-am zis, ca și organizare și ca mâncăruri. Bine, meniul lor diferea complet de pe Europa, de tot ce am văzut până acum. Adică pe lângă faptul că mergea lumea cu creveți în băți pe stradă și crevetele la ei e ca pâinea la noi. Așa. Organizarea a fost nemaipomenită. Ne-a dus să vizităm de la ferme de crocodil până la ferme de elefanți, până ceea ce la noi mai rar, nu prea. Clădiri vechi, tip asiatic, foarte, foarte plăcut. Bine, ce a mai fost și nemaipomenit că erau ghizi. Ne-au pus niște ghizi. N-am văzut așa ghizi niciodată. Cei mai atașați de noi ghizi, tot ce vreau să facem, facem. Ei erau acolo cu noi, alături de noi, ne plimbau, ne trimiteau. Ne-au plimbat ei cu băicuța printr-o piață, cum sunt piețele alea pe apă, asiatice. Ne-a plimbat așa vreo 2-3 ore cu băicuța printr-o piață. Să-ți serviți de acolo fructele? Da, și le mâncai direct. Le luai de acolo și... Bine, și mi-aduc aminte și tot în Taiwan, dacă aveam program. După masă, întotdeauna mă întindeam cu mădura burtă după... Bine, aveau mâncări niciodată, da. Important este că nu a fost mai mult decât o simplă durere de burtă care a trecut. Da, da. Dar ți-ai satisfăcut oricum toate capriciile, să le spunem, sau plăcerile legate de... Nu, vreau să încerc, adică de fiecare... Ești gurmand așa de felul tău, sau... Nu, dar vreau să... Să experimentezi tot ce este nou. Și ca locuri, ce ți-a plăcut mai mult? Asia, Europa? În Asia, bine, în Iacuția a mai fost chiar foarte deosebit. Iacuția fiind în Siberia de Est, acolo tot timpul... În afara frigului, ce ți-a mai plăcut? Am fost în mijlocul lui iulie. Era ziua tot timpul, erau 20-22 de grade. Era plin de greieri, peste tot greieri. Adică ieșeai afară, te umpleai de greieri. Bine, ne-am chinuit atunci ceva. Am stat vreo 12 zile, asta cea mai lungă olimpiadă. Am avut două zile, a treia și a patra zi și următoarea, pe șapte am stat și ne-am distrat.
Ne-am plimbat și atunci pe Lena cu croziere, ne-a dus la un muzeu de diamante, un muzeu de mamuți, și un muzeu satului pe tipic siberian, așa, pe 200-300 de kilometri întindere. Pe care sigur că n-ați putut să-l vedeți tot? Nu prea am putut, dar am văzut așa. V-ați făcut o idee. Jumate, da. Bine, ne-am chinuit atunci să dormim, noi ne fiind obișnuiți cu... Să fie ziua afară și noaptea, nu? Da. Noapte, soarele oricum nu apunea, adică rămânea pe cer, doar că era ca la noi, ca pe la 5, era atunci când se închide lumina puțin. Da, da. Și am pus în geamul pe o soape, ceafă, am umplut acolo și am dormit bine. A fost greu până ne-am obișnuit. Pentru că totuși a doua zi vă așteptam un concurs și trebuia să fiți fresh pentru... Bine, știu că atunci am și dormit cel mai mult din când mă știu. Am dormit de la două într-o zi până la patru la doua zi. Ai bătut recordul cu ocazia. Da, bine, am stat în avioane și ne-am plimbat, am schimbat aeroportul, a fost mai... N-am putut să dorm în avion, probabil de-aia. Cât ține un concurs propriu zis? Un concurs ca și probă, 5 ore. Dar ca să fie mai echilibrat, mai... Să nu prinzi o zi proastă și să zici că s-a întâmplat ceva, sunt cam 3 zile. Adică ai o zi de practice în care te obișnuiești cu calculatorul, cu sistemul, cu interfața lor de testare, de evaluare, de tot. Și apoi sunt 2 zile de probe care contează la puntaj. Dacă ar fi să faci acum un palmares așa, cam ce medalii ai avut până acum câștigate? Păi am vreo 5 sopă de mânte de aur și una de argint, și una de argint internațională și una de argint anul ăsta, da. Toate sunt pe plan internațional? Păi da, de ele. Dar cele din România nu m-am gândit niciodată. Deja sunt mult prea multe. Nu că sunt mult prea multe, dar lucrurile le-am luat eu în cap. Ce ai simțit când ai reușit să-i bați pe toți? Cum sărbătorești de altfel o victorie? Asta ar fi întrebarea. Când se termină, îi inviți pe ceilalți? Da, în general v-am spus că totdeauna se schimba cel care câștigă, așa că nu era nimic ca nou. Bine, tot ce făceam și ce facem, cred, dar anul ăsta s-a cam pierdut tradiția, pariam unul pe altul. Și, dar nu pariam pe bani sau ceva, pariam, bine, pe pungi de jeleu, erau cele mai... Pe o bere după aia, pe o pizza, un meniu, un frigărit, astea. Și, bine, cel câștigător la concurs, de fapt, era pierzător de la pariuri. Și el trebuia să facă cinste. Anul trecut ai fost, sau anul acesta, desemnat și cetățean de onoare al... Pe 30 anul trecut, Sfântul Andrei, chiar de Sfântul Andrei, da. Cetățean de onoare al municipiului Ploiești. Te-a surprins această decizie a Consiliului Local de atunci? Da. Te-a surprins, nu? Faptul că ești totuși și în momentul de față cel mai tânăr, ce înseamnă pentru tine lucrul acesta? Eu reușit în plus. Mândrie în plus. Dar acum că plec, nu știu cât o să mai... Sigur, scrie acolo un CV, da. Și totuși peste tot unde te vei duce, apare și municipiul Ploiești alături de numele tău. Spune că tu nu ai vrut să ajungi în America, ai optat pentru Anglia. De ce Anglia și de ce Cambridge? Nu prea vreau să plec departe, nu vreau să trec oceanul, nu-mi place stilul de viață american, nu sunt... Nu-ți plac hamburgerii, nu-ți plac... Nu, bine, nu numai mâncare mă refer, nu zic așa, că nu sunt atât de... Aristocrația britanică te atrage mai mult? Sau da, conservatorismul lor? Aristocrația, să zicem. Adică, așa să fiu un gentleman, e mai... plăcut mie. Cum te descrie tu ca și personalitate? Imprevizibil. Imprevizibil. Frumos spus. Ce aștepți atunci de la noul loc de studii pe care îl vei avea? Să-mi fac mulți prieteni, să am reușite cât mai multe și cât mai mari în continuare și să mă adaptez repede. Bine, asta înainte de celelalte două. Cu siguranță.
Ai fost admis acolo, sigur, ai fost selectat, nu pentru a... Că presupun că nu, nu ai dat un examen. Ba da. Ai dat și un examen. Eu am dat examen, adică... În ce au constat acestea și dacă ți-au părut mai grele decât un concurs de informatică? Da, pentru că a fost de matematică. Un domeniu pe care tu l-ai lăsat așa mai departe. L-am lăsat moale. După clasa 10 nu cred că am mai lucrat la matematică deloc. În afară informaticii, ce pasiuni mai ai? Ce faci în timpul liber? Pentru că spuneai că 8 ore, și acum tot 8 ore lucrezi la... 2, 3, 8. Ai lăsat-o mai... Mai lucrez la matematică, că am văzut că am trebuit la facultate. Adică asta e mai trist. Dar, bine, îmi place așa dimineața, mă duc la not, la vedea. M-am mai plin cu bicicleta unul, dar nu. Mai repede, stau acasă. Ce aștepți de la... Ai mai fost până acum în Marea Britanie? Da, am mai fost când am dat interviuri, cred, la universități. Ai mai încercat și în alte părți? Sau, mă rog? Era 5 să aplic în Anglia. Și am aplicat la Cambridge, Imperial College, UCL, Manchester și Edinburgh. Ai fost mulțumit că ai obținut Cambridge-ul? Da. Ți-ai dorit altceva? Nu, pe ea era prima pe listă. Cu siguranță de asta te-am întrebat, dar... Bine, fiecare și-au pus restricțiile lor, adică condiții de examene, condiții de medie, la BAC, la școală. Bine, unele sunt cam greu de înțeles, cum ar fi la Edinburgh o cerință de 90 la BAC față de Cambridge 9. E cam mai rău de înțeles. Cum vei ține legătura cu foștii tăi colegi de lor național? Bine, am câțiva colegi care sunt la Cambridge acum, mai sunt și la Oxford câțiva, iar cei din America pe Facebook, în principiu. Ce ai dori să transmiți tinerilor sau poate, nu știu, celor care ne privesc acum pentru a avea reușit într-un domeniu oarecare, nu știu, pentru ca pasiunea lor să se transforme într-o reușită? Păi să nu se lase bătuți, asta e cel mai important. Adică dacă m-aș fi lăsat bătut când aș fi avut ocazii, n-aș mai fi ajuns aici. Dacă ai ambiții și vrei, asta e tot ce trebuie. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în această seară la emisiune. Îți doresc mult succes. Mulțumesc frumos. Drum bun și mult succes la Cambridge. Și în momentul când vei mai veni pe acasă, cu siguranță vei reveni la emisiunea noastră să ne spui cum este experiența și în o universitate de top din Marea Britanie. Mulțumesc mult și succes în tot ceea ce vei face. Reușite multe ca să facem reclamă emisiunii noastre. Iar dumneavoastră, stimați respectatori, vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați urmărit și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră pentru o nouă ediție a emisiunii Reușita. Până atunci, să aveți o săptămână plină de realizări.